Căci Scriptura spune, oricine crede în El nu va fi dezamăgit, căci nu există nicio distinție între evreu grec, căci același Domn este Domnul tuturor, abundând în bogății pentru toți cei care îl cheamă, căci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Unii ar putea spune că Mesia este o încetare a Torei în ceea ce privește dreptatea. Dar o întrebare critică pe care trebuie să ne o punem este: a venit vreodată dreptatea prin Tora? Pavel comentează în Galateni 2:21: nu anulează harul lui Iahua, căci dacă neprihănirea vine prin lege, atunci Mesia a murit inutil. Dar Pavel ne mai spune: este atunci legea contrară promisiunilor lui Iahua? Nici de cum. Căci dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viață, atunci neprihănirea ar fi fost într-adevăr bazată pe lege. Chiar dacă sursa neprihănirii cuiva nu este Tora, acest lucru nu face ca dintr-o dată Tora să fie lipsită de importanță. Dacă luăm în considerare o înțelegere mai corectă a textului din Roman 10:4, vedem că Mesia este scopul sau punctul culminant al Torei, iar credința în El ne oferă neprihănirea pe care ar trebui să o dorim cu toții, lucru la care mărturisește Tora, dar nu este originea lui. Tora trebuie să arate spre Mesia, care este sursa dreptății noastre. Scopul sau telosul Torei este de a condamna o persoană pentru păcatul său, de a dezvălui încălcarea de către individ a poruncilor lui Iahua, astfel de a dezvălui natura păcatului și nevoia unei persoane pentru un salvator divin. După cum a spus Pavel, ce vom spune atunci? Legea este păcat? Nici de cum. Dimpotrivă, nu aș fi ajuns să cunosc păcatul decât prin lege, căci n-aș fi știut de poftă dacă legea nu ar fi spus să nu poftești. Poruncile Torei lui Iahua sunt de a condamna o persoană pentru păcatul său. Pavel continuă: pentru ceea ce legea nu putea face, slab ca și prin carne, a făcut-o Iahua, trimițându-și pe fiul său în asemănarea cărnii păcătoase și ca jertfă pentru păcat, el a condamnat păcatul în trup. Tora singură nu poate oferi răscumpărare, numai sacrificiul fiului lui Iahua poate. La rândul său, el justifică un păcătos, iar ascultarea de lege vine de la cel care imită exemplul lui Iahușua. Pentru credinciosul născut din nou, Tora poate continua să condamne, așa că se poate lucra propria mântuire cu teamă și tremur, știind ce să mărturisim zilnic în fața Tatălui când nu ajungem la standardele sale înalte. Pavel i-a spus lui Timotei că știm că legea este bună și dacă cineva o folosește în mod corespunzător, o utilizează adecvat fiind un corector al nebunilor, având în lege întruchiparea cunoașterii și a adevărului. Pentru credincioșii născuți din nou, Tora ne instruiește despre ce înseamnă să trăiești ca parte a împărăției preoților lui Iahua. Mesia, Iahușua, rezumă foarte frumos Tora lui Moise pentru noi. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Și el i-a zis: iubește pe Iahua Eloahul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta. Aceasta este cea mai mare și poruncă și cea mai importantă. A doua este asemănătoare: îți vei iubi vecinul ca pe tine însuți. De aceste două porunci depind toată legea și profeții. Ceea ce poate fi surprinzător pentru unul dintre cititorii tăi creștini obișnuiți este că îndemnul lui Iahușua pentru noi să iubim pe Iahua și pe aproapele este citat direct din Tora. Aceste porunci nu au fost alcătuite, așa cum unii ar putea crede, inconștient când vor trece peste Evanghelii. Ascultă, Israel, Iahua este Eloahul nostru, Iahua este unul. Îl vei iubi pe Iahua, Eloahul tău, din toată inima ta și din tot sufletul tău, din toată puterea ta. Aceste cuvinte pe care vi le poruncesc astăzi vor fi în inima voastră.
să înveți cu sârguință pe fiii tăi și să vorbești despre ei când stai în casa ta și când mergi pe drum și când te culci și când te ridici. Le vei lega ca un semn la mâna ta și ele vor fi ca frontale pe frunte. Le vei scrie pe stâlpii ușii caselor tale și pe porțile tale. Nu vă veți răzbuna și nu veți purta vreo ranchiună împotriva fiilor poporului vostru, ci să vă iubiți aproapele ca pe voi înșivă. Eu sunt Iahua. Rezumat, atât Iahușua Mesia cât și Apostolul Pavel susțin validitatea Torei pentru credincioși. Aceasta nu înseamnă că poziția Torei nu s-a schimbat de la sacrificiul lui Iahușua și că s-au făcut unele modificări de aceea, în ceea ce privește templul și preoția, dar trebuie să spunem că creștinii de astăzi trebuie să reevalueze poziția și aplicabilitatea Torei pentru viața lor. Să-l facem cu adevărat pe Mesia scopul în care își propune Tora, spre deosebire de sfârșitul legii. În caz contrar, Pavel s-a contrazis pe sine însuși și ar trebui să considerăm îndemnul lui Iahușua împotriva legii care nu trece, ca fiind nul sau Iahușua ne-a indus în eroare. Acest lucru nu poate fi și avem o treabă de făcut pentru a reconcilia ceea ce pare a fi contradicții în textul biblic. Dacă afirmăm poziția că Tora nu mai este valabilă, atunci ne alăturăm teologiei liberale și asaltului lui asupra Sfintelor Scripturi, că nu sunt cuvântul inspirat, că nu este cuvântul inspirat și sunt în contradicții.